Maria își alegea o ținută pentru a se îmbrăca dimineață și dorea ceva mai colorat. Spunea că are multe hăinuțe negre și au ajutat-o și Giulia și Simona să aleagă ceva. Chiar spunea Maria că va încerca să-și cumpere haine mai colorate când iese din competiție. Fetele au observat tatuajul de pe spatele Mariei și o întrebau în ce limbă e și cum se traduce. Iar Maria le-a zis că este în arabă și traducerea era cele mai multe experiențe nu sunt pentru a le regreta, ci pentru a învăța. Apoi fetele au văzut că avea o poză cu cel mic pe noptieră, Maria, și au întrebat despre băiat câte ceva și Maria a uitat, a lăsat ținutele deoparte și a început să le povestească amintiri cu cel mic. Spunea Maria că abia așteaptă să-l vadă pentru că este dor de el și zicea că i-a înroșit obrăjorii de pupiș când a fost ultima dată în vizită. Fetele ziceau că e un copil deosebit și pare cu minte și bun, iar Maria zicea că e un copil foarte bun, foarte iubitor și că este așa foarte lipicios, se lipește repede de oameni.